Сімбукрос, Дежа, турнир Тенденция, екстиндері визорului, атât al specialiștilor din exterior, cât și organizațiilor din exterior, organizațiilor internaționale, în prevența altor autorități publice locale decât municipiul Chișinău. Și sigur că suntem bucuroși, vizorul prioritar după municipiul Chișinău a căzut asupra municipiului Bălți, care este bine cunoscut că este al doilea oraș din Republica Moldova, neformal, neoficial, capitala din nord a Republicii Moldova, care la fel și de rând cu municipiul Chișinău se confruntă cu aceleași probleme, anume cu aspectele problematice în domeniul realizării scopurilor comune, nu numai în Republica Moldova, dar și în alte state europene, în vederea implementării măsurilor corespunzătoare de eficiență energetică. Vorbind despre municipiul Bălți, sigur că pentru a fi focusat vizorul asupra realizării anumitor proiecte în acest scop, municipiul a asigurat și baza juridică corespunzătoare. Ca exemplu, municipiul Bălți este parte la Convenția Primarilor, și anume 2030, deci inițial a fost la 2020, acum eu deja în martie 2016 a devenit parte convenției, deci Convenției Primarilor 2030. Chiar și anul trecut a fost organizat în formatul, spunem așa, național al zilelor pentru eficiență energetică. A fost paralel organizat un eveniment analogic în municipiul Bălți, tot ziua eficiență energetice, în cadrul care au participat mai multe reprezentanți, nu numai din partea instituțiilor centrale, dar și din partea organizațiilor internaționale, în persoana și celor și reprezentant al Uniunii Europene, deci anume cel care supraveghează domeniul de eficiență energetică, Alexander Dallas, precum și reprezentanții instituțiilor financiare europene, cât și internaționale, a fost reprezentantul BED, domnul Cosovan. Deci, adică a fost un format, spunem așa, nu atât, aș spune, local, cât decât național, chiar și internațional, în persoana reprezentanților multilaterale și a tuturor instituțiilor interesate în realizarea acestor obiective. Mă pronunț asupra anumitor, spunem, etape specifice și caracterizarea măsurilor care sunt întreprinse la inițiativa autorității publice locale în vederea realizării scopurilor pentru eficiență energetică ca membru a Convenției Primarilor, deoarece este disponibilitatea, spunem așa, prioritară al autorității publice locale din municipiul Bălți în implicarea tuturor evenimentelor și inițiativelor de realizare acestor scopuri, una, a doua, și măsurile care sunt nemijlocit întreprinse chiar și în martie 2016, prin decizia Consiliului Municipal, a fost aprobat chiar și SECAP-ul. Deci SECAP-ul. Un studiu, deci, spunem așa, general de al domeniilor care urmează a fi eficientizate în realizarea scopurilor Convenției Primarilor în domeniul eficienței energetice și măsurile corespunzătoare. Asta e un fel de plan de acțiuni, care se prezintă în primul rând pentru aprobare în instituțiile europene. Adică prioritatea se prezintă Convenției Primarilor, precum și Comisiei Europene, pentru ca să fie aprobate finanțările corespunzătoare cu perfectarea proiectului în cauză. E un document, spunem așa, e o carte de vizită, prin care se reflectează starea, cum știu dumneavoastră ați accentuat, de exemplu, vorbim de aceleași edificii publice, da? Construcții publice, care necesită a fi, de exemplu, izolate sau întreprinse alte măsuri pentru realizarea emisiilor CO2 în
să fie reduse emisiile CO2 în atmosferă, conform convenției primarilor 20-30, deci sarcina este de minim 40%.